cât despre cei fricoși, necredincioși, întinați, ucigași, desfrânați, vrăjitori, idolatri și toți cei mincinoși, partea lor este în lacul aprins cu foc și sulf. Iar dacă cineva nu a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în lacul de foc. Cărți și s-a mai deschis o carte, cartea vieții, iar morții au fost judecați din cele scrise în cărți, după faptele lor. Iar marea i-a dat pe morții din ea și moartea și iadul i-au dat pe morții din ele și au fost judecați fiecare după faptele lor. Iar moartea și iadul au fost aruncate în lacul de foc. Aceasta este a doua moarte, lacul de foc. Iar dacă cineva nu a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în lacul de foc. Și am văzut un tron mare și alb și pe cel care ședea pe el, dinaintea feței căruia au fugit pământul și cerul și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe cei morți, pe cei mari și pe cei mici stând înaintea tronului și au fost deschise niște... Iată, eu vin curând, iar plata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după cum îi este fapta. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Fericiți cei care își spală veșmintele, ca să aibă stăpânire peste pomul vieții și să poată intra prin porți în cetate. Afară să rămână câinii și vrăjitorii, desfrânații și ucigașii, idolatrii și oricine iubește și săvârșește minciuna. Eu, Iisus, l-am trimis pe îngerul meu să vă mărturisească acestea pentru biserici. Eu sunt rădăcina și mlădița lui David, steaua care strălucește dimineața. Iar Duhul și Mireasa spun, vino, iar cel care aude să spună, vino, iar cel însetat să vină, cel care vrea să primească în dar apa vieții.